Și cineva mi-a zis, da, părinte, dar astea de acum sunt atât de simple și banale lucruri, nu mai interesează pe nimeni într-o lume atât de tehnologizată. Și răspunsul ar fi unul simplu. Evanghelia nu e nici veche, nici modernă, nici clasică, nici medievală. Este eternă. Cerul și cuvintele vor trece, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece până nu se vor împlini toate. Deci oricât am vrea noi să ridiculizăm puterea Sfintei Evangheliei, ultimul examen îl dăm cu Dumnezeu când zburăm la cer. Și acolo ne prezentăm ori cu drumul plin de ciori, care a mâncat toată sămânța cea bună, ori cu ogorul cel plin de spini și pălămidă, unde n-am prășit niciodată în viața noastră, ori cu ogorul cel petros, unde n-a putut prinde cuvântul lui Dumnezeu și am mers pe principiu cât mi-e bine, e bine, când noi muri treaba lui Dumnezeu ce-a fi, sau cât e sănătos să-mi fac de cap, că păi după moarte Dumnezeu știe ce mai este, este, ne spune bogatul nemilostiv, părinte Avram, rău mă chinuiesc în flăcări, spune fraților mei ce pătimesc să n-ajungă și ei aici. Concludentă explicația. Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu convinge, nici de senat nu convinge. Deci trebuie să înțelegem că sunt două forme, de conștiință și de rațiune. Când rațiunea triumfă, omul se poate îndrepta din auzite și din învățate, iar când conștiința triumfă, omul face lucrurile din credință. Acum nu putem aștepta credință egală de la toată lumea, pentru că nu suntem nici noi egali. Dar putem aștepta conștiință pe măsură la voia și la glasul lui Dumnezeu. Glasul lui Dumnezeu din om strigă tot timpul la liberă voință și îmi place această expresie, chiar dacă am repetat-o în zeci de predici și cineva mi-a zis, părinte, mereu repetați treaba asta, da? Este concludența a ceea ce mergem noi înaintea judecății. Două vorbe simple. Acela care mă iubește pe mine păzește poruncile mele. Deci să ne așteptăm explicații. Îmi spune așa cum într-o zi o persoană, părinte, sunt căsătorită cu soțul meu de 40 de ani, a făcut infarct brusc, a murit, l-am îngropat, dar îmi pare rău că nu s-a împărtășit în viața lui de la cununie niciodată. Oare ce va face Dumnezeu cu el? Păi zic, va face următorul lucru. Va cântări faptele vieții, binele făcute în viață, atitudinea față de Dumnezeu, păi nu, că nu era împotrivă, mă lăsa la biserică. Asta e un lucru bun. Dar nu-l țin minte, părinte, să fi spovedit vreodată sau să fi mers la preot, pentru că așa era stilul lui. Ei, la acest stil al lui, rămâne doar mila lui Dumnezeu să aleagă dacă îi place acest stil sau cum va socoti mulțimea faptelor bune pe care le-a făcut, că avem într-o cântare a bisericii, timp ai avut în viață să-ți fi cheltuit aurul și argintul ca prin milostenie să-ți mântuiești viața ta. Dacă a fost milostiv și a fost bun, Dumnezeu va socoti. Dar Dumnezeu ne spune ceva foarte simplu. Cel ce nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, n-are în el viață veșnică. Iar Evanghelia de la Matei ne conclude la fel cu aceeași expresie. Și când morții vor auzi glasul lui Dumnezeu din morminte și vor învia, la glasul Arhanghelului și la trâmbița judecății, vor ieși. Nu spune că împărtășiți sau neîmpărtășiți. Aici este cuțitul, lama care desparte răul de bine. Cei care au făcut fapte bune spre învierea vieții, deci e o șansă, și cei ce au făcut fapte rele spre învierea osândirii. Și i-am spus, gândește-te să-i trimiți fapte bune în cer. O pâiniță, o slujbă, un colăcel, o colivioară, o lumânare, o lacrimă, o rugăciune și cum a vrea Dumnezeu să le socoată, că El le socotește.
Și mă întorc la semănătorul nostru, că noi aici am rămas, în pământul acela care dacă nu-l desțelenești, n-ai ce căuta pe el. Pământul poate avea gard sau hotare. Întotdeauna dacă vă uitați pe o tarlan, numai aruncând ochii pe dealul acesta, vedeți că pot fi bălării, copaci, tufari, scai, susai. De unde și porunca cea veșnică de demult, când Dumnezeu a spus Adame, în sudoarea feții tu ai să mănânci pâine, dar pentru păcatul tău de neascultare față de Dumnezeu, pământul îți va da spini și pălămidă. Acești spini și aceste pălămide le găsim în Evanghelia de astăzi, paralele cu pământul cel bun. Și luăm ordinea. Semănând sămănătorul sămânța sa, a căzut o parte de sămânță lângă drum, a fost călcată în picioare și păsările cerului au mâncat-o. M-aș duce cu mintea până la căderea îngerilor, îngerii cei buni și albi și frumoși care îl slujeau pe Dumnezeu când și-au întărătat șerbicea prin Lucifer și n-au mai ascultat și n-au primit cuvântul lui Dumnezeu, au căzut ca ciorile și au mâncat sămânța cuvântului lui Dumnezeu, adică au crezut că pot fi ca Dumnezeu, de unde și lui Adam i-a șoptit, mănâncă că vei fi ca Dumnezeu. E o părere proprie, dar o putem atribui pământului bătătorit și drumului, pentru că este voia de veacuri a lui Dumnezeu ca tot ce-i rău să piară. Așa spune în Scriptură, pe cei răi cu foc îi va pierde. Alta a căzut pe piatră, dar n-a apucat să răsară că s-a uscat, lipsa umezelei. Umezeala aceasta are multe sensuri. În agricultura profană, unde noi ne hrănim cu pâinea cea de grâu, este ploaia, roua și mila lui Dumnezeu care ține pământul reavăn, sau în tehnologiile moderne, când vorbim de viața plantei, vorbim de perișori absorbanți care se duc până la 2-3 metri și trag un fir de apă și țin cultura verde pe timp de secetă specifică pomilor și plantelor perene. Dar arată că până la urmă lipsa umezelii usucă planta și nu dă roadă. Vedem și în copaci cad fructele, vedem și în grădină cade rodul legumelor și omul vine și udă și are grijă să facă acea irigație, cum și omul la biserică trebuie să facă acea irigație cu cuvântul Evangheliei. Este însetat ceva, cineva să vină la mine și să bea. Să se adape din apele bunei credințe. Vedeți? Apa cea vie a Evangheliei este cuvântul lui Dumnezeu care răurează peste inimă și crapă crusta cea uscată a necredinței, sau stoarce lacrima cea caldă din adâncul izvorului ochiului, cei care ați avut vreodată probleme cu glanda lacrimară, fie petrificată sau fie blocată și ochiul stă ori uscat, ori curge într-una, știți ce înseamnă izvorul lacrimilor? Numai că lacrimile au pe de-o parte și un rol biologic și unul sufletesc, biologic umezesc pupila ochiului ca să nu se usuce, să nu orbim, iar duhovnicesc spală inima de păcat și sufletul atunci când arătăm pocăința, dar este umezeală duhovnicească și de aceea filocaliile ne vorbesc nouă de izvorul lacrimilor nesecate sau plânsul inimii sau plânsul cel bun pentru Dumnezeu. Filocalia 8. Paralel cu această umezeală, care nu o mai găsim la omul necredincios, găsim spinii și pălămidele care cresc și înnăbușă orice cultură. Poate ați fost vreodată la țară, în pământuri părăsite, când sameni primăvara, nu mai a avut cine lucra, și vezi și planta acolo, fără rod, fără nimic, răzbate printre spini. Ei,
Acești spini care dovedesc mulțimea faptelor noastre bune ne declasifică din creștini practicanți și adevărați, din creștini credincioși și lucrători, în creștini de suprafață. Putem vorbi de creștinul de imagine, putem vorbi de creștinul de duminică, putem vorbi de creștinul de botez, putem vorbi de creștinul de conjunctură și o să spuneți ce e acela creștin de conjunctură. Simplu. Ai o problemă foarte gravă și cineva îți spune, du-te mă la biserică ca să vezi că rezolvi. Mergi și rezolvi. Ai rezolvat și gata, nu s-a schimbat cu nimic viața ta. Trebuie să-ți mai trimită Dumnezeu altă încercare să mai ajungi odată la biserică. Acela se cheamă creștinul de conjunctură. Și mai avem un creștin de conjunctură și să știți că și ăștia vor fi pe cale de dispariție în curând. Când botezați fiind de nașul nostru, de părinții noștri și de preotul care te-a botezat, atunci mergând cu o limuzină, cu nașul în brațe și intrând în altar, nu de bunăvoie tu, ci dus de cel ce ți-a fost martor la botez, mai calci încă o dată în fața lui Dumnezeu cu aceeași limuzină scumpă, când iar nevasta, socrii, soacra, mama, tata, măi, așa-i tradiția, hai să te cununi, nu sta așa că-i păcat, și ajungi din nou în fața altarului, dar nu pentru impresii creștine, ci pentru impresii exterioare. Să știe lumea că ai nuntă și să vină cu darul la masă, să se petreacă. Deci trebuie să fii prezent acolo, că dacă lumea nu știe că ești mire, poate nu-ți vine la petrecere. Și atunci mireasa se îmbracă frumos, mirele se îmbracă frumos. Stau în biserică, ascult atunci Evanghelia, se vorbește că totul în jurul lui Dumnezeu și taina cu nunta din Cana Galilei și vinul, apa prefăcută în vin și glasul Maicii Domnului, faceți cum vă spune Hristos, dar după ce a trecut nunta, nu începe viața liturgică, ci începe luna de miere sau creșterea bălăriilor și a pălămizilor, pe care o să întrebați, dar ce treabă au alea astea cu omul? Au! Că în primii ani de viață vrei distracție, acum mai puțin cu plimbatul în țări străine, că a pus virusul graniță peste tot și ne ține o ogradă să mai citim psaltirea. Tocăm vă doi bani prin excursii exotice, mai tocăm vă doi bani cu o casă frumoasă, mai tocăm vă doi bani cu o mașină scumpă, mai tocăm vă doi bani cu prietenii, cununăm, botezăm și noi la rândul nostru, că e o tradiție să întorci obrazul celor care au fost, apoi vin pruncii și de acolo începe întreaga cheltuială, când omul se afundă în griji, școală, copii, sănătate, muncă, servicii, datorii, plăți, și iată-l plin de bălării și de spini,